Între 20 și 24 mai se desfășoară în Maramureș cercurile pedagogice din cel de-al doilea semestru. Acestea au loc în mai multe locații pentru fiecare specializare sau disciplină, iar tematica generală este dezbatere și propuneri referitoare la documentul de viziune sistemică Educația ne unește. Miercuri după amiază la grădinița cu program normal numărul 13 din Baia Mare, structura aparținătoare grădiniței numărul 10 a avut loc cercul pedagogic al educatoarelor din centrul metodic numărul 3, iar tematica pentru acest nivel a fost Copilul în lumea științei. Cu această ocazie au fost prezentate mai multe filme, precum Copilul în lumea științei, cel realizat la activitățile din programul Școală Altfel și filmul didactic Călătorie prin galaxie. Au participat 65 de colege din zona Ulmeni, Mireș, Șoncuta Mare, Baia Mare, din zonele limitrofe ale orașului și din zona Codru. Colegele mele au pregătit două filme didactice care s-au prezentat colegelor noastre, plus un experiment Călătorie prin galaxie, unde doamna profesor Kit Ingrid a prezentat un experiment lansarea rachetei la NASA. S-a încercat și o demonstrație cu această ocazie cu o rachetă realizată după modelul celor de la NASA. Racheta de la grădinița numărul 13 a avut reactoarele cam turate, însă a fost o experiență interesantă pentru educatoarele prezente la cercul pedagogic. Copilul are nevoie să experimenteze ca să poate învăța, iar acțiunea directă cu ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător este de un bun augur pentru bunul demers al vieții lui de la vârsta preșcolară. Momentul rachetă, experimentul desfășurat de colega Ingrid, este un experiment care a fost wow și pentru doamnele educatoare. Clar că acest experiment va putea fi folosit și de celelalte doamne educatoare pentru copilașii din grupele lor. Cercuri pedagogice pentru educatoare au avut loc miercuri și în alte zone ale județului, iar tema a fost aceeași.